Bună ziua, doamnelor, domnilor, sunt Victoria Pietraru și vă prezint ora știrilor. Un cutremur produs în această dimineață la ora 6:50 în zona seismică Vrancea, județul Buzău, România, a fost simțit și în Republica Moldova, cel mai mult în localitățile din sudul și centrul țării și mai puțin în cele din zona de nord. Informația a fost confirmată pentru TV6 de directorul Institutului de Geologie și Seismologie, Igor Nicoară. A avut loc un cutremur de pământ cu magnitudinea de 5.3 în zona epicentrală, ceea ce s-a resimțit și pe teritoriul Republicii Moldova, în partea de sud cu intensitatea de 4 și în partea centrală de 3.5. Directorul Institutului de Geologie și Seismologie ne-a mai spus că în urma seismului nu au fost înregistrate pagube sau victime. Întrucât cutremurele cu o intensitate seismică de până la 6 grade, de regulă nu provoacă pierderi, cum ar fi fisuri în pereți, alunecări de teren sau altele. Potrivit datelor oficiale, cutremurul cu magnitudinea estimată de 5,3 grade a mai fost resimțit în țări precum Bulgaria, Serbia și Ucraina. Potrivit Institutului Național de Cercetare, Dezvoltarea pentru Fizica Pământului, mișcarea tectonică s-a produs la o adâncime de 147,5 km. Aproape 700.000 de dolari, 435.000 de euro, 50.000 de șecheli israelieni, peste 3 milioane de grivne ucrainene și 20.000 de lire sterline. Este valuta nedeclarată descoperită pe parcursul a 10 luni în aeroportul internațional Chișinău. Sumele au fost depistate în bagajele de mână ale 3 moldoveni și 21 de străini, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, numărul de descoperire al banilor nedeclarați este în creștere cu 200% față de perioada similară anului trecut. Instituția ne îndeamnă să declarăm în scris vameșilor mijloacele financiare care depășesc pragul valoric de 10.000 de euro. În caz contrar, riscăm sancțiuni contravenționale sau penale, iar diferența nedeclarată poate fi confiscată. Parlamentul dezbate astăzi programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli avizați ieri de guvern. Potrivit proiectului de lege, cu banii restituiți, fermierii își vor acoperi datoriile la impozitele și taxele de stat. Beneficiari vor fi agenți economici care au suportat pierderi de peste 50% ale producției agricole, urmare a calamităților naturale din anul 2022 sau a restricțiilor Federației Ruse la importul producției de origine vegetale din Republica Moldova. Rambursarea TVA se va face în baza cererii depuse la Serviciul Fiscal de Stat, iar plățile vor fi achitate în termen de 25 de zile lucrătoare de la data solicitării. Rambursarea va fi oferită pentru perioada aprilie 2022, iunie 2023 inclusiv. Potrivit guvernului, scopul proiectului constă în diminuarea impactului negativ al calamităților naturale, precum și cel al creșterii prețurilor asupra agenților economici din domeniul agriculturii și industriei alimentare. După o pauză de câteva zile, o nouă alertă cu bombă a avut loc astăzi la judecătoriile cu sediul Centru și Buiucani. Potrivit poliției, oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 10:45 printr-un apel telefonic la 112, precum că acestea ar fi minate. Ulterior, la ora 11:14, forțele de ordine au fost sesizate că și un centru comercial din capitală ar fi minat. La fața locului s-au deplasat toate serviciile specializate. Polițiștii au încercuit și securizat zonele, iar toate persoanele au fost evacuate. Anterior, șeful IGP a declarat că de la începutul anului în Moldova au parvenit peste 140 de alerte false cu bombă, iar pentru verificarea amenințărilor s-au cheltuit peste 2 milioane de lei. Procuratura Generală a pornit dosar penal pentru acte de terorism, iar Ministerul de Interne a propus înăsprirea sancțiunilor. Dacă va fi modificată legislația, vinovații ar putea face până la 5 ani de pușcărie, iar amenziile ar putea crește până la 150.000 de lei.
Un fost președinte al raionului Aneni Noi a fost reținut în această dimineață de către ofițerii CNA și procurorii anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Acesta este bănuit că ar fi organizat trucarea unor licitații în interes propriu, se spune într-un comunicat al Centrului Național Anticorupție. Potrivit CNA, în perioada 2018-2019, președintele raionului, exercitând influența asupra unor subalterni, ar fi inițiat licitații publice pentru construcții și reparații în unele instituții publice. Urmărind un scop personal și aflându-se în conflict de interese, fostul președinte al raionului Aneni Noi ar fi favorizat un șir de companii și agenți economici, ale căror beneficiar efective este, fără să asigure concurența, tratamentul egal și nediscriminatoriu al celorlalți participanți la licitații. Astăzi, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliile și sediile persoanelor implicate. În urma acestora, fostul președinte al raionului Aneni Noi a fost reținut pentru 72 de ore. Procuratura Anticorupție confirmă că în urma perchezițiilor efectuate ieri la sediul central al Partidului Șor din capitală au fost reținute 8 persoane. Într-un comunicat expediat de instituție se menționează că cei escortați la CNA sunt bănuiți de complicitate la săvârșirea infracțiunii de acceptare cu bună știință a finanțării formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Procuratura mai precizează că în termen de 72 de ore va fi luată o decizie cu privire la aplicarea unei măsuri preventive. Amintim că ieri de dimineață procurorii și ofițerii CNA au descins cu percheziții la sediul central al Partidului Șor, de unde au ridicat peste 300.000 de lei. Reprezentanții procuraturii au anunțat că acțiunile au loc în cauza penală privind finanțarea ilegală a formațiunii, iar banii erau destinați pentru plata neoficială a salariilor, ce ar fi achitate în plic angajaților partidului. De cealaltă parte, reprezentanții formațiunii au calificat acțiunile procurorilor ca fiind ilegale, o intimidare și un atac la adresa Partidului Șor. Iar deputatul Partidului Șor, Regina Apostolova, a declarat că perchezițiile au durat aproape 9 ore, timp în care au fost făcute verificări, inclusiv în cazul persoanelor străine care se aflau în acel moment în sediul formațiunii. O nouă ședință de judecată în dosarul Marinei Tauber a avut loc astăzi la judecătoria Ciocana. Avocații au cerut anularea arestului și cercetarea în libertate a deputatului Partidului Șor. Magistrații vor prezenta însă decizia vineri. Până atunci, ei vor analiza materialele prezentate astăzi de apărare și declarațiile procurorilor. Noi am examinat cererea de revocare a măsurii preventive în privința lui Marina Tauber, prezentată de către avocat. La noi situația așa, noi am menționat în instanță că am prezentat toate probele, însă procuratura nu a prezentat nicio probă, dar numai declarații, că probele sunt, se văd pe mass-media. Probele puteți vedea pe televizor. Care televizor, unde, e clar. Și noi am solicitat, noi totuși considerăm că demersul nostru este legal și totuși credem că va fi o hotărâre legală. Precum dumneavoastră, vedeți, ședința a fost foarte scurtă, pentru că din partea noastră, desigur că noi am vorbit despre lucrurile foarte clare, că nu sunt argumente, nu sunt dovezi, nu este motivația juridică ca să fiu ținută sub arest. Noi sperăm că instanța va lua o decizie corectă. Procurorul de caz nu a făcut declarații pentru presa. Am încercat să obținem un comentariu de la Procuratura Generală cu privire la solicitarea avocaților lui Tauber, dar purtătorul de cuvânt al instituției nu ne-a răspuns încă la mesajul trimis. Și la această ședință, Marina Tauber a fost susținută de membrii și activiști ai Partidului Politic Șor, care s-au adunat în fața clădirii instanței, cerând deliberarea deputatului și o justiție corectă. Amintim că vicepreședintele Partidului Șor este cercetat penal pentru falsificarea raportului financiar al partidului și acceptarea finanțării formațiunii de către un grup criminal organizat. Deputata se declară nevinovată. Ea califică materialele prezentate de procurori ca fiind lipsite de fundament juridic
iar arestul un abuz efectuat la indicația puterii, acuzații respinse de reprezentanții guvernării. Procuratura Generală susține însă că procurorii au dovezi privind vinovăția deputatului și a reiterat de mai multe ori că instituția este apolitică, în care procurorii acționează strict în conformitate cu legea. Președintele Maia Sandu a declarat anterior cu referire la dosarul Marinei Tauber că își dorește ca ancheta să fie corectă, transparentă și să nu trezească semne de întrebare. Un flash mob numit Coridorul Rușiniei, organizat de Partidul Șora, a avut loc astăzi la intrarea din spate a Parlamentului. Manifestanții strigau rușine și jos Maia Sandu și aruncau garoafe în fiecare mașină care intra pe teritoriul legislativului, simbolizând înmormântarea PAS, potrivit organizatorilor acțiunii. În plus, demonstranții țineau în mâini fotografii sub forma unor pachete de țigări, cu diferite mesaje pe ele. Potrivit organizatorilor acțiunii, guvernarea PAS este distructivă pentru Moldova și a adus doar sărăcie, crize și scumpiri, iar singura soluție de a scăpa țara de ele sunt alegerile parlamentare și prezidențiale anticipate. Am solicitat o reacție la flash mobul de astăzi, dar purtătorul de cuvânt al guvernului a spus că instituția nu comentează protestele organizate de Partidul Șor. Același lucru l-a declarat și purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS. Administrația prezidențială a menționat că în Republica Moldova fiecare persoană se bucură de dreptul la libertatea de întrunire și de exprimare. Cu detalii la acest subiect revenim pe parcurs. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor. Eu sunt Victoria Pietraru și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 16:45. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă. La revedere!